Săramăna, bună seara, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Zooclub. Sunt Liviu Ionescu și timp de 60 de minute încercăm să vă prezentăm un caleidoscop informațional despre lumea chinologică. Încercăm să împletim informațiile din lumea medicală cu informații din lumea chinologică și chiar aspectul socioprofesional chinologic până la urmă. Despre ce este vorba o să vă dați seama prin prisma invitatului pe care l-am în prima parte a emisiunii și al subiectului pe care am să-l deschid, o să fie o provocare atât pentru invitat cât și pentru dumneavoastră. Despre ce este vorba? Încercăm împreună cu invitata mea, directorul Școlii Speciale Sfântul Mina Craiova, doamna profesor Carmen Pascu. Carmen, bine ai revenit la emisiune. Mulțumesc că ai dat curs invitației mele. Eu mulțumesc. Și, bineînțeles, este o provocare. N-aș vrea să fie la un nivel elitist să discutăm, dar să fie o provocare pentru toți cei care sunt iubitori de animale, pentru toți cei care sunt angrenați în aspectul educațional și în special pentru cei care sunt angrenați direct sau indirect în această activitate, în acest spectru al copiilor cu dizabilități. Încercăm să amintim despre utilitatea, necesitatea, beneficiul activității și terapiei cu animalele, în special cu al câinilor, în ceea ce privește dezvoltarea personală, imaginația, viziunea, prietenia, dăruirea și atitudinea pe care o are și o sperăm noi, o va avea un astfel de copil și, bineînțeles, cum ar trebui să primească mesajul toți cei care privesc și din exterior acest fenomen, dar să și implicați direct în acest fenomen. Se știe faptul că Centrul Național de Educare Canină și Școala Specială Sfântul Mina din Craiova au un proiect câini special pentru copii speciali, este un program de terapie cu ajutorul cățeilor de salvare pentru un grup țintă, noi am zis 20, dar până la urmă se pare că este toată școala, și încercăm să vedem reacții, impresii, atitudini, motivații, sentimente și mai ales feedback-ul cadrelor didactice care sunt implicate în acest proiect. Ei bine, până una alta, hai să, până intrăm în detaliile tehnice, spunem în primul rând care este invitatul special acestei emisiuni. Invitatul special are și un nume predestinat pentru... Oscar. Oscar. Ce vârstă are? Un an și trei luni. Deci, stimați spectatori, alături de a Carmen... A crescut este... odată cu proiectul. Da, da, exact. Este un interesant exemplar de Yorkshire Terrier, în vârstă de 15 luni, el este Oscar, vedeta acestui program, vedeta din această emisiune și când spun vedeta aici, bineînțeles că îmbrac și aspectul ăsta așa al... Nu o zic a răsfățului, că s-ar putea să se supere invitata pe mine, dar al unui grad de libertate mai mare decât al căței. Dacă lăsăm pe jos iar argintul viu, nu stă deloc, cred că o să ajungă jos în redacție Oscar, la Gazeta de Sud. Cap. Da, acum începe, stați un pic, că până acum n-a stat deloc. Da. A jucat biliard. Da, da. Deci... Am jucat biliard, a făcut tot felul de flic-flacuri, a fost un câine foarte activ, încerca să afle fiecare părticică a decorului nostru din ce este confecționat și dacă se poate sparge, fiind din plastic sau nu. Deci Oscar are activitate de parcă ar trăi în acest platou de foarte mult timp. Carmen, hai să ne întoarcem la subiectul nostru. Care a fost ideea ta? De ce vrei tu și susții ideea de realizării unui asemenea proiect? Ce zic colegele tale? Ce zic părinții? Care este feedback-ul după câteva sau prime părți a acestui program? Liviu, de ce mi-am dorit acest proiect? Mi-am dorit foarte mult acest proiect pentru că cățelul, câinele în general, este cel mai bun prieten al omului. Corect, și copiii cu handicap mental, cu dizabilități intelectuale, să știți că au nevoie de asemenea prieteni. Corect. Comunică mult mai ușor prin prietenia cu un cățel decât în prietenia dintre doi copii. Pot să învețe mult mai multe din această legătură care se leagă între ei și după aceea să o fructificăm în clasă în schimbarea atitudinilor și a comportamentelor lor.
Mai înainte, când tu spuneai de impactul asupra părinților, profesorilor, mi-am adus aminte de o seară petrecută la Sfântul Mina, când cățelul cu care Amir la momentul acela se plimba, nu i-a dat voie să coboare treapta de scară. Tatăl lui Amir, și eu am văzut de la distanță ce se întâmplă, după acea întâlnire de lucru, mi-a spus cam așa: nu credeam că acest lucru se poate întâmpla, am crezut că numai în film se poate întâmpla așa ceva. Nu știu dacă ți-am spus până acum. Nu. Da. Mă bucur că deci și părinții observă anumite detalii, își descoperă copiii în anumite situații, copiii descoperă alte relații, altă lume, o altă atitudine, un alt sentiment, o altă afecțiune. Noi, sâmbătă de sâmbătă, împreună cu Oscar, mergem în club la copii și ne jucăm. Lui Oscar îi plac mingile, da. Iar în această perioadă la școală mai avem un proiect, Vestitorii Crăciunului, se cheamă, un proiect sponsorizat de Cornul Abundenței, cu toate materialele pe care noi le realizăm sunt date de această fundație, și toate obiectele pe care copiii le-au confecționat cu voluntarii care au dorit să vină sâmbăta și duminica în școală, printre care să știți și că au fost copiii de la penitenciarul de minori și tineri, au fost studenții de la educație fizică și sport, au fost grădinițe, Dumbrava Minunată, au fost oameni pe care nu-i cunoșteam. Au venit. Super. Părinți, copii, și au făcut podoabe de Crăciun, podoabe care, începând de săptămâna viitoare, le vom vinde. Super. Și inedit. N-am liniștit. Da. Acum se uită direct în cameră. La una din aceste întâlniri, să știți că a participat și Eli, labradorul dăruit de voi nouă, care acum, când ni l-ați dăruit, era cam cât e Oscar acum, iar acum când l-am văzut nu mi-a venit să cred. Dar viteaz a fost Oscar, nu Eli. Dar viteaz la ce manieră se apropia de Eli, lătra și fugea repede. Cam cum face și un copil când se întâlnește prima dată cu un cățel. Trebuie să le spunem telespectatorilor noștri că în acest proiect, inițial am plecat pe 20 de copii, ei sunt mult mai mulți acum, și este un grup de 12 exemplare, un grup format alcătuit din 12 exemplare canine. Foarte mulți sunt, clar, membri ai Centrului Național de Educare Canină, foarte mulți sunt membri ai echipei de salvare, unii sunt în vârstă, le dăm o a doua activitate, nemai având randamentul, viteza, dorința există, dar nemai având același randament în misiunea de căutare, salvare, și ei sunt bucuria copiilor în acest proiect de terapie. Făceai de referire la un labrador, se numește Next. El a participat în câteva ședințe cu Amir. Trebuie să le spunem tuturor că Amir este nevăzător. Da. Iar acest grup nu este un grup omogen. Să spui, domnule, toți sunt nevăzători sau toți sunt, eu știu... Dar fiecare copil e unic. Exact. Hai să zic așa, surpriza acestui proiect, surpriza din punct kinotehnic, din punct de vedere al terapiei cu animalele, este de fapt reacția pe care au și căței și copiii sau în acceptarea timpul reciprocă, exact, care nu a fost, nu s-a realizat după mult timp, ci deja la prima întâlnire copiii au acceptat pe căței pe copii, iar la a doua întâlnire deja i-au recunoscut și după nume și după trăsăturile lor, copiii care nu văd. După tipicitatea fiecare exemplar în parte, având în vedere că noi utilizăm și labrador și golden și ciobănesc german și Terranova, pardon, și San Bernard, cum este steluță și bișon și da. Sunt exemplare canine care prind. Da. Sunt exemplare canine care rămân în sufletul și mintea fiecărui copil. Acum, fiecare cățel are specificul lui: textura părului, talie, comportament, voce, mers, și tipul de afecțiune, unii la altă, alții se joacă, alții te ling pe față, alții doresc să se joace fiecare copil cu ei, deci asta este și interesant. Și fiecare copil s-a pliat, s-a modelat
pe fiecare temperament și caracter al câinului și viceversa este adevărată. De aceea spun că după a doua ședință de terapie, după a doua ședință de lucru, deja inclusiv nevăzătorii știau, exact, grupurile erau formate, da, și deja lucrau, da, deja știau, puneam în apel, da, ăsta este Next, ăsta este Eli, ăsta e Neki, ăsta, deja știau cu cine au de-a face. Acum, care este feedback-ul cadrul didactice, nu neapărat din școala ta, mă refer la toate cadrele didactice care au auzit despre acest proiect. Toți cei care au venit și au văzut expoziția pe care noi avem realizată de către copii la aceste întâlniri, fotografiile sunt în galeriile Sfântul Mina, cum le-am numit noi, au rămas impresionați de ceea ce s-a putut realiza, ce au văzut vizual. Corect. Iar noi, cei care am trăit această experiență inedită, pot să spun că m-a schimbat ca om. Mi-a schimbat percepția vis-a-vis de legătura care se poate crea, iar ceilalți colegi ai mei sunt în asentimentul meu. Este benefic un asemenea tratament, între ghilimele, într-o școală, mai ales într-o școală specială. Exact. Este un tratament cu multă afecțiune, cu multă tandrețe oferit copiilor și copiii se schimbă mai repede decât prin alte metode. Știe că Bănel, știe că vine Steluță, păi toată săptămâna este cu minte că vine Steluță. Corect. Da? Și speculăm și noi anumite comportamente în felul acesta la copii. Asta vreau să te întreb. Ai văzut o anumită sensibilitate vis-a-vis de relația cu ei când aud că trebuie să fie, să vină căței, au vezi că dacă nu ești cu minte, nu mai vine Steluță, poate să fie un aspect psihorelațional. Dar ei realizează acest lucru? Îi vezi schimbați? De multe ori avem senzația că acești copii nu pot. Ba da. Da, e o greșeală enormă pe care o fac majoritatea. Mai zilele trecute, la una dintre întâlniri, făceam fotografii și nu mi-a mai mers. Aveam două telefoane în mână și cu unul fotografiam. Zic, uite, gata, nu știu ce se întâmplă, nu mai fotografiam. Păi folosește-l pe celălalt. Da, un copil cu handicap sever, dar care poate să comunice. Deci, haoleu. A găsit el ceva acolo și Oscar, este foarte curios în ceea ce privește obiectul și dacă îl poate să joacă. Le place copiilor să lucreze cu căței. Corect. Foarte mult. Corect. Îi așteaptă cu drag și nu numai când vin la noi, dar de fiecare dată când tu apar la televizor cu diverse evenimente, a doua zi când ajung la școală, mi se spune... Aseară am văzut pe Steluță, am văzut pe Next, am văzut, ei țin minte pe toți prietenilor. Eu nu i-am reținut chiar pe toți, dar ei da. Adevărul este că scopul nostru este dedicat acelor clipe de neuitat pentru copii. Nu o facem nici pentru noi, nu o facem nici pentru cadre didactice. O facem și pentru cadre didactice la modul de a căpăta o anumită experiență, cunoștință, un anumit punct profesional de a vedea lucrurile și de a trage niște concluzii. În afară de a folosi metodele tradiționale de predare la clasă, este o metodă de lucru cu copilul. Corect. Da? Și în această perioadă am mai avut și alte proiecte a IDOMA în care profesorii au fost implicați în diverse activități, tocmai pentru a ne îmbunătăți stilul de lucru cu copiii. Pentru că copiilor le place. Totdeauna trebuie să fie ceva nou. Exact. Ce este surprinzător la acest proiect? El este unic, trebuie să vă spun de la început, este unic în țară. Până acum s-au făcut, deși în România, în 2002, tot la Craiova s-a început primul proiect pilot național de terapie animală destinat unui grup țintă. Atunci erau copii cu probleme locomotorii. În acel grup țintă erau 10 copii. Dar ce este interesant, că acest proiect este unic, fascinant din punctul ăsta de vedere, pentru că fiind un grup mai mare... Și fiind copii nevăzători, exact, fiind copii autiști, cu copii cu tulburări din spectru autiști, copii cu tulburări de comportament,
Da? Copii cărora le-a lipsit afecțiunea părinților. Exact, exact. Pentru că, de ce să nu spunem, 80% din grup este constituit din copii din cămin. Copii care, pentru ei, noi suntem familia. Exact. Sunt tot timpul anului acolo. Ori este cu totul altceva. Când un cățel vine și deja devine prietenul lui. Deja are un prieten. Da. Are un prieten pe care nu-l uită, nici câinele nu-l uită. Da. Este aceeași afecțiune, aceeași plăcere de revedere, de retrăiri. Da, și pentru un copil autist, pentru care se spune că nu reacționează, sunt copii non-verbali în general, exact. De multe ori ne surprind prin reacțiile pozitive pe care le au atunci când se lucrează cu cățelul, pe care ei îl consideră prietenul lui. Da, este interesant că de fiecare dată când venim, deja nici nu mai mă lasă să fac introducerea, deja știu numele, că o cheamă Tia, că o cheamă Eli, că e Nex, că e Nechi, că e Steluță, că e Casim, că e eu știu cine mai este, da? Să mă ierte acum colegii dacă nu le-am spus numele la toți căței. Sunt foarte mulți căței care sunt implicați în acest proiect și ce este interesant că fiecare știe informația pe care le-am dat-o, integral. Deci ei nu uită și nu au cum să uite cum arată un Terranova, cum arată un Samenar, cum arată un Retriever, cum arată un ciobănesc german sau un bișon. Când vine Alfie, de exemplu, bișonul nostru, havanez, care participă la asemenea întâlniri de lucru cu copiii de la Sfântul Mina, este o bătaie fantastică. Eu vreau să merg, eu vreau să lucrez, eu vreau să-i dau comenzi, eu vreau să... Ce este interesant, vedem o deschidere totală. Și chiar dacă Steluța este foarte da, mare... Da, este un San Bernard, deci este deci cât copilul. Nu se tem. Da, 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 nu bine, se tem. Clar, și asta clar. Este ceva extraordinar, că nu se tem de Steluță. La început eu l-am privit pe Steluță cu rezerve. Da. Da. Dar este cel da, mai pentru apropiat. Pentru că norocul nostru este, mare noroc al nostru în acest program, educațional de terapie animalelor pentru copii cu dizabilități, mare noroc al nostru este că ei nu gândesc ca noi. Ei nu filtrează ca noi, ei au o abordare diferită, o trimitere, o comunicare diferită, sentimentele se manifestă altfel, modul lor de a filtra este cu totul altul și atunci acele momente de panică, acele momente de grijă exagerată, da, ca să nu zic nu altfel, există. Da, la ei nu există. Da. Deci noi ne creăm niște stări interioare, niște... Și animăluțele simt acest lucru și în felul acesta comunicarea corect. Între ei este... E directă și la altfel, exact. E de alt tip. De da. Alt tip. Ce facem cu copiii care nu au fost până acum implicați? O să încercăm să-i rotim, o să încercăm să... O să mai introducem niște copii speciali în terapie, pentru că am câțiva copii care au nevoie da? Să le schimbă anumite atitudini, da? Dar sunt copiii noștri și trebuie să facem tot ce ține de noi corect, ca să... Corect. Să-i schimbăm, să-i schimbăm și, să-i modelăm și pentru să viață. Crească frumos, exact. Pentru că la un moment dat vor deveni adulți. Și la întâlnirile următoare mi-aș dori să participe. Avem câțiva copii ca vârstă mai mare decât cei pe care i-am avut până acum, dar mi-au reproșat părinții că ei n-au venit. Uh-huh. Sunt copii autiști, copii care comunică. Dacă în felul lor, în felul da. Lor da? Au anumite deprinderi formate da. Și sunt curioasă cum vor reacționa în prezența lui Next sau a lui Steluță, pentru că și ei au 16-18 ani. Uh-huh. A fost provocarea școlii noastre, cu acești copii am început noi la Sfântul Mina terapia pentru copiii cu autism. Și vreau, sunt curioasă să văd, pentru că am o stră de conștiință că nu am făcut... Chiar pe Oscar, că s-ar putea colegii mei să lipească da, niște cabluri după da, emisiunea da, asta. Deci cred că ne place ceva de la un cablu. Păi cred că a fost o mufă, cine știe ce... Ia, hai să vedem ce ai tu în gurință. Ok.
Lasă-l, că deja... Ok, Carmen, eu îți mulțumesc foarte mult că ai dat curs invitației mele. Îi mulțumesc lui Oscar că a avut o atitudine de vedetă. Noi mulțumim că am învățat să jucăm biliard. Da, da, păi dacă mai veniți de multe ori, o să mai învețe și alte lucruri. Stimați respectatori, aceasta a fost prima parte a emisiunii din această seară. Încercăm să vă prezentăm o multitudine, un evantai de informații și de subiecte. Încercăm să aflăm informații din interiorul acestui fenomen kinologic, mai ales când vorbim despre terapia animală pentru copii speciali. E bine, îi mulțumesc doamnei director Carmen Pascu de la Școala Specială Sfântul Mina din Craiova. Eu îți partenerul mulțumesc nostru, în numele copiilor care sunt convins, prieteni. Convins că da, bine așteaptă, nu pe mine, ci pe căței noștri. Îi mulțumesc lui Oscar, deși, da, salut, în sfârșit mai băgași tu în seamă, da, tinere? Da. Suntem buni prieteni așa, dar acum el este în fața micului ecran și el este vedeta. Vedem puțină publicitate și după aceea vom reveni cu informații din lumea medicală. Așadar, publicitate. Vrei să fii corect informat despre impozitele și taxele pe care le ai de plată la stat? Vrei să afli ce produce agricultura doljană? Vrei să afli care mai sunt prețurile produselor agricole? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Vrei să știi ce companii inovează în orașul tău? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Sunt Ramona Olaru și te aștept în fiecare zi de luni doar la Alege TV. Am revenit în a doua parte a emisiunii Zoo Club. Încercăm să vă oferim informații extrem de interesante și din aspectul veterinar. Ei bine, despre ce este vorba? Dacă până acum eram obișnuit să discutăm împreună cu invitatul meu, doctorul Doru Safta, Doru, bine ai revenit. Bună seara. Despre lumea kinologică, problemele la canide, la feline, de creștere, de articulații, de piele, dar eu știu despre ce n-am mai vorbit noi. Aș vrea să dau curs unui subiect pe care telespectatorii noștri l-au lansat. Încercăm să-l provoc pe invitatul meu să dezvolte acest subiect și să intrăm puțin în lumea cabalinelor. Patologia cailor este un lucru despre care foarte mulți vorbesc, dar în același timp foarte mulți nu știu. Hai să zic așa, suflet nobil, cum este calul. După unele statistici și cercetări, un suflet mult mai inteligent decât câinele, trebuie să recunosc, și să dau cezarului ce al cezarului, se știe faptul că locomoția este principala... Cel mai important exact, lucru la cal. Exact. În același timp, asul din mânecă al cailor, dar în același timp, poate deveni o problemă majoră dacă avem probleme de locomoție la cai. Cum stau lucrurile? Cum să ia așa o problemă delicată? La întrebarea voastră era vorba despre furbura calului, o boală a copitei. Exact, da, despre copite era vorba. La cai, da. O boală destul de gravă, o boală care creează mari probleme calului, ținând cont că cele patru copite susțin o greutate de 300, 400, 500 de kilograme, exact. Și nu numai static, dar și în mișcare și când aleargă. Mai poartă și un călăreț, mai poate trage și o căruță, și o căruță plină și așa mai departe. Mai are 600 de kilograme. Mai are 600 de kilograme, da.
Calul, într-adevăr, este un animal destul de complex, destul de inteligent, o patologie complexă, la fel de complexă ca și a câinelui, ca și a pisicii, dar, într-adevăr, ținând cont de dimensiunile lor, parcă și patologia este mult mai, nu mult mai completă. Vorbind despre această furbură, ce înseamnă această furbură? Este un proces inflamator la nivel de copită, da? Acolo, la, în acea gheată, să zicem, a piciorului calului, în care se petrece un fenomen, niște procese inflamatorii care de multe ori sunt irreversibile și care creează mari probleme, creează această șchiopătură, această durere brutală a calului, în care calul nu se mai poate deplasa. Deci este brutală? Este destul de brutală această durere, calul nu se mai poate deplasa. De obicei apare la membrele din față, tot timpul la două membre apare. Mai rar apare la membrele din spate, da? Niciodată nu apare la membre așa încrucișat, să diagonal. Zicem așa, în diagonală. Nu există așa ceva, da? Da, nu există așa ceva. Această problemă tocmai apare din cauza exploatării omului nerațional asupra calului. Deci aici apare necazul deci nostru din cauza și noastră. Dacă discut de fapt cu proprietarii în acest moment să fie mai, să aibă mai mult simț de răspundere, să fie mai eleganți, să fie mai oameni cu acel animal, cu acel car, da? Ca și etiologie, am spus, deci, în fine, ca și simptomatologie este destul de brutală, calul nu se mai poate deplasa, are temperatură foarte mare, nu mai mănâncă, are respirație greoaie. Se poate manifesta în urmă de la 6 ore la 10 ore până la 20 de ore, 2 zile, 3 zile, de genul acesta pe care apar simptomele acestea destul de brutale, da? Refuză să se deplaseze, bineînțeles, pentru că e o durere atât de brutală încât el nu mai reușește. Și dacă ai văzut, este acea poziție în care pune picioarele în față dar de fapt el își caută o poziție de a se proteja, de a-și proteja ghetele, să zic așa, de această durere, de a-și proteja copita, da? Această cutie, de fapt, cornoasă, cum se cheamă, copita, este o cutie cornoasă, iar dacă intrăm în anatomie ca să înțelegem, ca să vezi cât de complex este anatomia acestei copite, este extraordinară, pentru că nu mai are rolul numai de susținere, dar gândește-te că are rolul de a amortiza șocurile în mișcare. De a alerga 400 de, a avea 400 kg în spate și alerga, iar copitele acelea, ai văzut cât sunt, ca să susțină greutatea, să nu se întâmple absolut nimic, este fantastică, este matematică, este fizică acolo în loc, este chimie, este medicină, este toată știința adunată în acea cutie, în acea gheată pe care o poartă calul. Și am spus că omul este de vină, da? În afară de exploatarea aceasta rațională, mersul foarte mult pe asfalt, mersul foarte mult pe pietriș, pe zone între astea denivelate, tracțiunile pe care le face calul, deci fiind supra-solicitat foarte, foarte mult, ajunge ca el să facă această boală, această furbură. Dar nu numai atâta, alimentația, schimbările bruște, temperatura, alimentația hiperproteică, alimentația hiperglucidică, alimentația, de exemplu, în exces cu ovăz, alimentația în exces cu porumb. Serios? Serios. Deci este legată și de metabolism. Ajungi ca să vezi că, deci de asta zic că este destul de complexă această gheată, această cutie, această copită, este extraordinară. Da? Mai puțin apare, dacă poți să crezi, sindromul Cushing al calului, ceea ce au și la om și la câine și așa mai departe, au și la cal de sindrom, ajunge ca să facă această furbură. Problema este, ce trebuie să le spunem telespectatorilor? Să nu se ajungă să facă această boală. Pentru că ajunge să facă această boală, acel cal, de cele mai multe ori, nu mai poate să mai treacă peste această situație. Va rămâne șchiop, nu va mai fi folosit niciodată la muncă. Nici la munca câmpului, nici la călărie, nici la agrement, nici la orice. Niciun fel de muncă. Niciun fel. Deci nu mai poate. Și atunci ce faci cu el? Din păcate se ajung în situațiile acelea limite în care calul știi ce se poate întâmpla, da? Am spus că alimentația este foarte importantă. Deci vreau să spun că proprietarii de cai să aibă grijă tot timpul la această alimentație. Ce-i dăm calului să mânce? Că este primăvară, că este toamnă, că este iarnă și așa mai departe. Ce-i dăm tot timpul să mânce? Să fim foarte, foarte atenți la schimbările acestea de alimentație. Vine primăvara, vin plantele verzi, vine iarna, vin plantele uscate și așa mai departe. Sau concentratele acestea, da? Omul trebuie să fie tot timpul atent. Calul supraponderal, de exemplu, este mult mai expus. Femelele sunt mai expuse decât masculii.
Vârsta este și importantă. Între 4 și 10 ani fac cel mai mult, cel mai frecvent fac această furbură. Deci gândește-te, anumite medicamente poate să ducă, anumite toxine din furaje poate să ducă la această, la această situație. Deci nu numai, să zic, efortul fizic în sine poate să creeze, ci și dezechilibrele acestea hormonale, cum am zis, ci și dezechilibrele metabolice. Exact. Poate să creeze. Deci gândește cât de complexă este, este această boală. În momentul când te-ai întâlnit cu această boală, când proprietarul are primele semne, calul refuză să se deplaseze. Nu mai poate, are durere, da? Îți ține picioarele întinse tot timpul, pentru că el evită. Ce se întâmplă? Ce este bine de știut? Ar vine ca să înțelegem puțin anatomia acestei ghete, anatomia copitei calului. Este foarte, foarte important. Acolo, în acea gheată, este falanga a treia. Falanga a treia și falanga a doua. În acea gheață, în acea cutie, să zic, cornoasă, ce avem? Avem nervi, avem vase sânge, avem țesutul lamelar, care este foarte, foarte important pentru amortizare. Da? Avem tendoane, da? Avem ligamente. Deci este o structură extrem de complexă ca, poate să, ca ea să susțină cele 300 sau 400 sau 500 sau 600 kg cât are un cal, de exemplu, greu sau, sau semigreu. Da? În momentul în care, în momentul în care nu suntem atenți la starea de sănătate a acestui animal, acestui cal, care este, din punctul meu de vedere, un animal foarte, foarte frumos, un animal sublim, un animal și estetic. Frumos și inteligent. Și inteligent. În momentul în care noi nu suntem atenți și nu avem această grijă, deși în marea majoritate a situațiilor oamenii proprietarii de cai își iubesc animale, dar poate din anumite, dintr-o anumită eroare, să zicem, apare și apare această boală care nu este tocmai rară. Ea nu este tocmai rară, dar și pune probleme atât animalului cât și veterinarului cât și proprietarului mai târziu. Pentru că este greu de scos dintr-o stare ca aceasta un animal în momentul în care acest proces inflamator începe să creeze probleme în această structură a copitei. Este o problemă genetică? Nu. Nu pare, este posibil. Este posibil la un moment dat să avem și un factor genetic. Nu prea se cunoaște situația aceasta. Dar ținând cont că totuși greutatea corpului, să zicem așa, un animal care are o greutate, un animal care are anumite plomburi, care nu calcă foarte bine. Deci este posibil ca acel plomb defectuos să fie o problemă genetică. Te poți gândi la un moment dat că poate într-adevăr să ajungă să devină o problemă genetică. Din punctul meu de vedere, din explicația științifică pe care tu ai prezentat-o, eu trag o altă concluzie, așa mai dură și mai... ideea că poate fi o problemă genetică când știința nu a descoperit, nu suntem decât în fază de ipoteze, este mai mult o scuză a proprietarului, care nu a știut să-l întrețină, l-a exploatat prea mult, l-a utilizat în condiții. Chiar dacă el a realizat de moment, domnule, nu este bine ce fac, dar hai să-l exploatez, că am nevoie de, nu știu, să realizez un exercițiu, un traseu, o seama. Muncă. Omul nu-și dă seama că se poate întâmpla tocmai la el o situație de genul acesta. Deci chiar nu-și dă seama și nu găsește explicație. Într-adevăr, foarte mulți proprietari, domnule, ce am făcut efort cu el și te sună și ne întreabă ce am putea să facem, se mai poate face ceva. Uitați, au trecut, avem pe 5 zile, 6 zile, nu este ameliorare, s-au făcut tot felul de tratamente și nu s-a întâmplat nimic bun, îl mai putem scăpa? Problema este destul de delicată, pentru că ce se întâmplă? În acea cutie cornoasă, în acea copită, în momentul în care apare acest proces inflamator, se produce o distrucție, să zic, a țesuturilor, iar toată greutatea aceasta corpului, toată forța aceasta de gravitație, da? Ligamentele se slăbesc încât falanga a treia străpunge, practic, ajunge să străpungă gheata, copita. Și practic te trezești cu osul, cu falanga a treia ieșită, foarte, foarte mare. Și atunci nu ai ce să-i mai faci. Deci efectiv nu ai ce să-i mai faci. Deci dacă într-adevăr poți să acționezi în primul moment în care totuși îți dai seama, calul nu mai mănâncă, calul face temperatură 40-41 de grade, calul refuză să se deplaseze. Temperatura normală fiind de? 38 de grade. Ok, ca să știe telespectatorii. Este în regulă. Deci în momentul acesta, când el refuză să facă toate lucrurile acestea, are abdomenul, cum să spun, destul de contractat, cordul bate puternic, mucoasele sunt congestionate. Este o dramă dacă poți să crezi că de la un proces inflamator este ca și când pe noi ai o bătătură mai brutală și într-adevăr și totuși încerci să mergi și mergi și mergi și la un moment dat îți dai seama că ești epuizat și nu mai poți să mergi.
Dar calul nu poate să stea în trei picioare, din păcate. El a fost făcut să stea în cele patru picioare. Exact. În momentul în care calul stă în trei picioare, atunci el nu poate să... El nu se poate deplasa în trei picioare calul, niciodată. Deci nu este un câine. Să-l vezi cum se deplasează. Exact, din cauza greutății foarte mare. Și aparatului locomotor, el trebuie să folosească... Exact, toate, sistemul de echilibru trebuie să fie toate permanent. Toate cele patru picioare, pentru că el este un organism greu. Deci exact. nu este un organism. De exemplu, la ponei, citeam niște statistici din cauza consumului exagerat de alimente hiperproteice, hiperglucidice, ei mâncând toată ziua, ce-și pune, și fiind întreținuți foarte bine, ca și animăluțe, da, dintre astea superbe, frumoase, micuțe pentru copii, din cauza alimentației exagerate, ajung ca să facă acest fenomen, această furbură, această problemă. Chiar dacă nu este exploatat fizic. Chiar dacă nu este exploatat fizic. Deci ai reținut. Deci exploatarea fizică este o cauză, da, o etiologie a furburei. Alimentația este o altă etiologie a furburei. Este o etiologie a anumitor medicamente, anumite sindrome dintre astea, să zic cum este sindromul cu Sunt multe cazuri care încep să apară? Nu, din totdeauna a fost, știi? Acum 2000 de ani, când s-a descoperit, s-a demonstrat că este vorba de furbură sau cum s-au gândit oamenii, da, pe vremea aceea, considerau că se scurge sângele din corp în picioare și îngreunează picioarele și din cauza asta calul nu mai poate să, da, se deplaseze. Explicația la cele vremuri, dar este la cele vremuri, dar în același timp se întâmplă un proces dintre ăsta, un proces inflamator, în care, pentru că este foarte, foarte interesant, în momentul când calul calcă, calcă, da? Da? În momentul acesta tot sângele din interiorul copitei se duce în sus, exact, în organism. În momentul în care a ridicat piciorul, sângele revine cu nutrienți, revine, uh-huh, și hrănește toată această structură din interiorul copitei. Este foarte, foarte interesant. Chiar dacă această mișcare, ai văzut, merge cu 80 de kilometri la oră, da, sau da, fuge, da, cu 70, da, 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 chiar în această mișcare, la fel se întâmplă de fiecare dată. Este foarte, foarte interesantă patologia aceasta a calului, iar proprietarii trebuie să fie foarte, foarte atenți, pentru acest organism, calul, acest animal este destul de sensibil și are probleme. Dar în momentul în care, ca să vezi cum stau lucrurile, cât de interesantă este, ca să zic, ca și medicație, sau cât de simplă poate să fie, dacă ai intuit că este vorba de această boală. Asta vreau să, mă scuz că te întreb, ce înseamnă această boală? Este costisitor un asemenea tratament? Este de lungă durată? Unde se ajunge dacă nu-i tratat? Dar asta după puțină publicitate. Revenim în 2-3 minute și vom continua un subiect extrem de interesant. Vrei să fii corect informat despre impozitele și taxele pe care le ai de plată la stat? Vrei să afli ce produce agricultura doljană? Vrei să afli care mai sunt prețurile produselor agricole? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Vrei să știi ce companii inovează în orașul tău? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Sunt Ramona Olaru și te aștept în fiecare zi de luni doar la Alege TV. Da, pentru cei care au deschis micul ecran mai târziu și au ajuns la emisiunea Zooclub, după o suită așa de butonite, încercăm să le reamintim tuturor că discutăm despre patologia calului, discutam despre această situație locomotorie a calului cu invitatul meu, doctorul Doru Safta. Doru, este un repet, mi-ar plăcea ca cei care ne-au pus aceste întrebări, cam toate în diferite moduri, tot acolo te duceau, despre patologia calului.
și mai ales spre copită, probleme medicale ce pot apărea, utilizarea calului și așa mai departe. Mi-ar plăcea ca aceste persoane să se uite, să învețe și să recomande mai departe cum pot preveni aceste situații. Spuneai tu la început, că la începutul emisiunii, că poate să apară poate să ajungă într-o situație letală. Până acolo, cum putem preveni? În primul rând, tratamentul odată ajuns acolo, da, și am diagnosticat sau sperăm, ne orientăm, ne determină să credem acest diagnostic, potențial diagnostic, dacă tratamentul e de lungă durată, aspectul pecuniar important sau nu? Problema este că acest tratament de cele mai multe ori nu dă rezultate. Deci de cele mai multe ori nu dă rezultate. Ori într-adevăr ai ajuns la veterinar, ai flerul, ești crescător și ai cât de cât informații despre creșterea calului, ai experiență în acest domeniu și știi că atunci când apar primele dureri, dacă apar durerile la ambele picioare din față sau la ambele picioare din spate sau la toate patru picioarele, trebuie să te gândești că este vorba de această furbură, de această boală, da? Cel mai important lucru ce ai de făcut, într-adevăr, până ajungi la veterinar, dar și după aceea este interesant, trebuie ținut cu picioarele în apă rece, cu copita în apă rece. Deci nu e glumă când puneau bunicii... Nu, când puneau bunicii... Da? Când îi puneau un vas cu apă sau un râu sau într-un râu cu apă și ținea acolo mai multe ore în șir, da? Pentru că apa rece, să zic așa, îmbunătățește cât de cât circulația la nivelul copitei, odată, reduce durerea, da? Reduce acest proces inflamator, iar șansele ca să-și revină, dacă într-adevăr acel animal, acel cal, da, a fost diagnosticat în primele ore, când au apărut primele simptome, șansele sunt destul de mari. Deci dar marea majoritate de ore aici. E vorba de ore. Nu este vorba, da. Deci dacă trec într-adevăr 24 de ore, deja lucrurile se complică și deja este mai încurcată puțin problema. Ca și tratamente, sunt tratamente generale cu antiinflamatorii și așa mai departe. Dar problema este, toți specialiștii recomandă să previi această boală, să nu ajungi în această situație. Pentru că dacă ai ajuns în această situație, șansele ca acel animal să scape sunt foarte mici. Gândește-te că sunt situații, e adevărat, destul de rare, când această patologie apare la toate patru picioarele. Acel animal nu mai poate să mai stea pe picioare. Stă tot timpul culcat. Exact. Ce faci? Cum îl hrănești? Nu poate, are un complex de probleme. Deci, cum se spune el, de la animalul acela zvel, care umblă, care aleargă, care se mișcă, care freamătă, exact, care mișcă din picioare, să-l stai imobilizat, nu funcționează. Acele animale de cele mai multe ori, dacă nu se intervine, ajung din păcate ca să fie eutanasiate, pentru că este nu este o problemă de vârstă? Ți-am spus, vârsta într-adevăr între 4 și 10 ani este cea mai critică vârstă. Femeile ar fi mai sensibile decât masculii. Anumite rase din grele, rase grele, da, să zic așa, de lucru peste 400 de kilograme sunt și ele predispuse. Rasele care au defecte de aplomb, da? Atunci la nivelul membrelor, de asta am zis componenta genetică, care putea și la un moment dat să aibă un rol important în situația aceasta ca defect de aplomb, deci poate să ajungă. Dar înainte de toate aceste lucruri, avem la îndemână alimentația care ne creează probleme, da, efortul făcut nechipzuit, da? Pentru că proprietarul, hai să încărcăm căruța, hai să punem foarte mult, hai să ne deplasăm de aici până nu știu unde, da? Că este schimbări de temperatură, că plouă, că ninge, că este primăvara, se schimbă alimentația, sezonul de alimentație, de la mâncarea uscată din timpul iernii cu fânuri și așa mai departe. Fânurile, iarăși, dacă discuți de alimentație, este extrem de importantă, pentru că depozitarea acestor alimente pe timp de iarnă creează mari probleme. Se dezvoltă foarte multe toxine. Foarte, foarte multe toxine se dezvoltă în aceste fânuri. Prin ingerare, în afară de problema acestea, și o să discutăm dacă într-o altă emisiune spre colica abdominală la cal, care este foarte brutală și care reprezintă într-adevăr o urgență. Păi dă-le tu idee la telespectator că te trezești, da, cu subiectul. Da, așa. O să vezi la un moment dat că aceste alimente, aceste aflatoxine, aceste toxine în organism, atunci în intestin, da, degaje anumite substanțe toxice care ajung să creeze probleme piciorului calului.
acestei copite. Aparent, nu au nicio legătură, aparent, dar se pare că e o problemă majoră. Dar știi cum este în biologie, exact. Toate sunt legate de toate. Exact, este, exact. Este o lege în biologie. Deci cam asta este cu patologia calului. Deci proprietarii, cea mai mare vină, cum să spun, nu este vina calului în această situație. Clar, știi? Asta a spus-o este, de la ce început. Este vina oamenilor care, într-adevăr, din considerente diferite, nu le putem defini care sunt, nu le putem numi în acest moment, fac această eroare de nu a avea o grijă suficientă față de acel animal. Tratează cu superficialitate. Da? Cu superficialitate tratează, ori consideră că nu i s-a întâmplat niciodată, uh-huh. că a avut crescători uh-huh. de cal și uh-huh. nu i s-a întâmplat niciodată, ori consideră că, într-adevăr, eu știu, calul este mai rezistent și că nu are probleme. Dar gândește-te că orice animal pe care îl pui să meargă foarte mult timp pe asfalt, însăși, dacă poți să crezi, această tehnică de potcovire a lor, da, are și ea rolul ei mai departe, știi? Și mai departe, în tratamentul acestei furburi, acestei patologii, a ghetei, să zic, acestei copite, da? Intervine și acest, la un moment dat, să zic, și această potcoavă care are rolul ei. Iar în tratament trebuie ea desfăcută, trebuie slăbită și așa mai departe, trebuie făcute anumite lucruri ca, într-adevăr, să ajuți acel animal ca să nu mai aibă acea durere brutală. Pentru că, ți-am spus, copita, în afară de rolul de susținere, da? Pe care exact. Îl are acel rol de amortizare. Acestei greutăți, gândește-te, exact. Sunt 400 kg pe 4 ghete de genul acesta, de dimensiunea aceasta. Exact. Cum îți explici? Este, într-adevăr, o construcție extraordinară în acea gheată. Este o anatomie nemaipomenită, ți-am spus, este matematică, este fizică, este chimie, este toate științele sunt adunate la un loc în acea copită care este a ta și care susține această greutate. Da, interesant. Spuneai tu la început că în asemenea situații nu mai poate fi considerat un exemplar cabalin de lucru, dar presupun că asta înseamnă că nici nu mai poate făta, de exemplu. Nu poate ține o sarcină. Este foarte greu, dar marea majoritate, cum să spun, a oamenilor poate că nu își permit ca în continuare să țină un cal în situația aceasta fără să-l folosească. Poate, într-adevăr, un cal de mare valoare care, într-adevăr, va fi ținut în continuare, dar marea majoritate a oamenilor găsesc alte soluții, din păcate. Ok. Aceste situații pot să apară și accidental? Aceste situații, s-am spus, apar de cele mai multe ori accidental, mai ales din cauza hrănirii pe care omul... Ai zis 40 ani, pot apărea mai devreme, pot apărea mai târziu? Poate apărea și la 15 ani și la 20 de ani. Da? Cum să spun, eu am spus ca și probabilitate ne înscriem între 4 și 10 ani și așa, dar asta nu înseamnă că nu poate să apară și la 2 ani, nu poate să apară și la 15 deci ani. Și mai tineri și mai târziu. Deci nu, asta nu înseamnă. Totul ține până la urmă de conduita aceasta, de comportamentul, să zic, uman față de, exact. Față de cal, față de acel animal, da? Iarăși, ți-am spus, deci primăvara este vegetația aceasta luxuriantă, când se trece, când încep oamenii ca să hrănească animale cu plante verzi. Trecem la verde. Fără să-și dea seama că această chestie trebuie făcută progresiv, nu dintr-o dată peste noapte, da? Ei, făcându-se lucrul acesta, te-ai trezit că e această problemă. Pentru că oamenii de obicei nu conștientizează că această furbură, această patologie a picioarelor are foarte multe cauze. Da? Ei consideră că, dom'le, dacă îl pun, de exemplu, la lucru mai mult sau dacă merg cu el foarte mult pe pietriș, pe asfalt sau în condiții de drum dintre ăsta mai dur, poate să apară. Numai în situațiile acestea poate să apară. Nu. Poate să apară și în alte situații. Poate să apară și în situația unei alimentații defectuoase. Da? Ți-am spus, poate să apară, de exemplu, și în sindromul Cushing, care este destul de rar, dar omul de unde să conștientizeze că și calul poate să facă sindromul Cushing. No, nici nu eu sunt convins că informațiile pe care le-a dat în această seară sunt foarte bogate și extrem de explicate științific, pentru că sunt convins, cred că nici jumate dintre ei nu se gândesc că din alimentație, din efort, din statul în trei picioare poate să apară. Deci în momentul în care un cal să folosești, nu folosești al patrulea picior, folosește trei picioare, la unul dintre ei poți să cedeze și a treia poate să treacă prin copii, că a treia falangă poate deja să perforeze copita. Și atunci nu ai ce să mai faci. Efectiv, nu ai ce să mai faci acelui animal. Din păcate. Eu trag așa o concluzie. Sper să nu se spere telespectatorii, mai ales cei în cauză, proprietari de cai. Nu mai vorbesc cei care lucrează cu caii.
indiferent care este statutul lor, că în cazul acestei furburi e o problemă. Este o problemă destul de delicată, este o problemă destul de delicată. Și deja te cam gândești. Iar în momentul în care apare o situație de genul acesta, primul lucru, fuga cât se poate de repede la veterinar. Urgență deja. Este urgență, deci nu lăsa să treacă 24 de ore, las că a apărut asta și mă duc mâine dimineață la ala să văd ce facem. Deja este târziu, deja începe numărătoarea inversă. Deja sunt niște procese irreversibile, niște procese inflamatorii aseptice în interiorul ghetei acelea, în interiorul copitei, încât la un moment dat nu ai ce să mai faci. Sper să nu se ajungă acolo, sau cât mai puține exemplare cavăline să ajungă în această situație. Stimați respectatori, sper că v-ați lămurit cum e această problemă. Se pare că este o urgență, nu degeaba ne-au transmis aceste întrebări, acest subiect extrem de interesant din lumea medicală, din lumea cabalină, și de ce nu chiar constat că este o problemă de interes în lumea medicală veterinară. Doru, îți mulțumesc că ai fost alături de noi și în această emisiune. Stimați telespectatori, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Emisiunea Zoo Club va continua și săptămâna viitoare cu informații extrem de interesante. Până atunci însă, vă urez să aveți parte de un weekend nemaipomenit și cu foarte multe amintiri plăcute alături de prietenii voștri necuvântători. Așadar, să rămână la revedere!